Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față cu Ion Cristo. Așa cum am anunțat în jurnalul meu video, invitatul meu, un invitat de excepție, este domnul Adrian Severin. Bună seara, domnul Severin. Bună seara. Recunosc că mi-a fost dificil să scriu întrebări pentru că dumneavoastră, CV-ul dumneavoastră este uriaș. M-am gândit prima dată să facem un interviu de cum ar veni de personalitate. După asta, un interviu era o posibilitate cu cei pe care i-ați cunoscut și însă, în după amiaza asta, văzând, știind ce a scris și ce ați comentat despre lumea de astăzi, am zis, hai să facem, să profit de faptul că sunteți aici și că poate mă lămuriți pe noastră, dar didactic. Da. Înainte de a vă prezenta pe scurt CV-ul, am și o întrebare pentru noastră. Știți că ăia în Moromeții, acolo unde erau, la firăria lui Iocan, citeau ziarul și nu înțelegeau nimic și erau uimiți. Eu am văzut, domnul Claus Iohannis a fost la Luxemburg, la o conferință de presă, a răspuns în germană unei întrebări, a răspuns în felul următor. Solidaritatea cu Ucraina este extrem de importantă pentru Ucraina, dar să nu uităm, este și pentru noi. Ucraina luptă și pentru noi, și pentru libertatea noastră, și pentru existența noastră. Spuneți-mi și mie cum. Bun, această frază deja face parte din arsenalul propagandei. Deci, dacă vrem să o evaluăm cumva, din această perspectivă poate fi evaluată. E bună propagandă, e proastă propagandă, dar e propagandă. V-aș duce însă, profit de ocazie, să vă duc puțin înapoi în timp, în 1997, când eu eram ministru de externe și când am declarat că securitatea României depinde și de integritatea teritorială, independența, suveranitatea unei Ucraini democrate. Ce aveam în vedere atunci și mi se pare că acea formulare este valabilă și astăzi. Aveam în vedere o Ucraina care să fie democrată, deci să ducă o politică pacifică și să fie, ca să vorbim foarte pe șleau, un stat tampon între noi și o Rusie încă mare, ale cărei apetituri imperialiste puteau oricând să renască. Era limpede că Rusia post-sovietică va urmări să obțină un statut la nivel global post-sovietic, post-imperial, neo-imperial, dacă vreți, un statut de prim rang la masa marilor puteri ale lumii, alături de alte puteri tot de prim rang. Și atunci, desigur că doream să existe un echilibru între o Ucraina independentă, suverană, integrală din punct de vedere teritorial și Federația Rusă. Sigur că vedem ce se întâmplă dacă intrăm în domeniul revendicărilor teritoriale și din punctul de vedere al tratatelor internaționale n-aveam cum să jucăm această carte, o carte teritorială. Dar era clar în acel moment că avem de a face cu o mică bucată din vechiul Imperiu Sovietic. Era vorba de Ucraina Sovietică, Republica Socialistă Sovietică Ucraineană. Această republică nu era un stat național. Și nici vorbă că ideea națională a sovieticilor nu era aceea pe care o împărtășim noi, dimpotrivă. Și acolo era cultivat homo sovieticus, acolo era ca și în Republica Moldova și Republica Moldova de astăzi tot un stat post-sovietic este, sau dacă vreți un stat sovietic rezidual. Bun. Și atunci am zis, există posibilitatea, bun, să menținem această Ucraina în teritoriul ei pentru ca să creăm o contrapondere, să creăm un echilibru oarecare de putere între Rusia și țara dintre noi, aplasată între noi și Rusia, în condițiile în care însă această țară ajungea să fie o țară descentralizată, din punct de vedere democratică, și democrația însemna inclusiv recunoașterea drepturilor diverselor comunități etnoculturale care locuiau în această țară. Din păcate, și iarăși gândeam că aceea va fi în 97, noi eram membri NATO, noi gândeam că acea țară trebuie să fie o țară neutră, o țară a ucrainenilor, a cetățenilor ucraineni,
care să nu fie nici avanpostul Rusiei, nici avanpostul Occidentului, pentru că știam că de îndată ce va fi avanpostul unuia sau a celuilalt, va fi război. Bun. Aceea era o viziune. A spune astăzi că Ucraina ne apără nouă independența, existența, democrația. Păi cum să ne apere? Și aud această declarație, domnul Iohannis o repetă. Dar sunt alții care de asemenea fac aceeași declarație. Și eu le spun mereu, le-am spus chiar zile trecute când am fost la Viena. Ucraina nu e o țară democratică. Ucraina își oprimă minoritățile. Ucraina a închis presa, libertatea presiei în Ucraina și războiul, o scuză, niciodată n-a fost așa o mare efervescență în presa liberă ucraineană. Ucraina are o mulțime de probleme cu democrația, iar aceste probleme noi le-am constatat cu mult timp înainte de începerea războiului. Eu le știu din perioada în care am fost implicat în activitatea Consiliului Europei, din perioada în care am fost președinte adunării parlamentare OSCE, din perioada în care am lucrat ca reprezentant al Parlamentului European delegat în relația cu Ucraina, cunosc foarte bine lucrurile acestea. Și sigur că noi am încercat mereu să sprijinim o evoluție spre democrația Ucrainei. Am înțeles că lucrurile nu sunt simple, am înțeles mai că de acolo și până a face astăzi un campion al democrației care apără democrația noastră, mi se pare o exagerare imensă. După aceea noi suntem NATO, din câte îmi aduc aminte. NATO, spunem noi, este cea mai puternică alianță militară din lume. Care ne apără ea. Și sunt convins că așa este. Și nu cred că cineva neagă că nu există o alianță militară mai puternică, politico-militară, în fine, mai puternică decât NATO. O alianță cu caracter, se spune, defensiv. Foarte bine. Am intrat în NATO să ne apere NATO, nu să ne apere Ucraina. Și am intrat în NATO făcând o serie întreagă de sacrificii, plătind o serie întreagă de costuri, pe care Ucraina, evident, nu le-a plătit, astfel încât NATO, ca alianță, este obligat față de noi, nu față de Ucraina. Eu nu înțeleg de ce NATO trebuie să sprijine Ucraina pe banii noștri. Când Ucraina va intra în NATO, dacă va intra vreodată, și eu cred că, cel puțin în acest moment, perspectiva asta este foarte îndepărtată, cel puțin nu Ucraina în această... sau, mă rog, în granițele ei din 1991 sau până în 2014, granițe care au rezistat până în 2014. Deci, dacă Ucraina așa face ceea ce trebuie ca să intre în NATO, atunci asigur că toți vom fi obligați față de Ucraina. Dar deocamdată Ucraina nu este membru, iar dacă spunem că Ucraina trebuie să ne apere pe noi, atunci să mergem repede la Bruxelles să întrebăm ce mai face NATO. De da. Ce mai face NATO? Știți că avem 2% sau cât în PIB da. Plătim pentru NATO. În completarea acestei întrebări, este foarte interesant o evoluție a relației cu punctul de vedere privind război. Inițial, în urma unei invazii care încălca dreptul internațional, s-a spus că noi ajutăm și NATO, Ucraina, da? Cum de s-a ajuns, explicați-mi așa că teoretician, de la a ajuta Ucraina la faptul că dacă nu îi dăm arme și ăla, noi dispărem? Adică, no, bineînțeles, nu, aici n-avem nimic de explicat, păi aici e foarte simplu, noi nu dispărem. Dacă, nu, dar cum s-a ajuns la saltul ăsta? Cum s-a ajuns? S-a ajuns din dorința unora dintre aliații noștri, aș spune principalului nostru aliat și partenerului nostru strategic, de a menține o ordine quasi unipolară, cel puțin, în orice caz o ordine în care el să aibă rolul suprem și să fie puterea supremă. Din cauza asta se duce acest război și nu spun eu, știți, e foarte interesant lucrul acesta. Eu pot să discut, să abordez aceste subiecte așa cum le abordez cu partenerii mei de discuție, de conversație din Statele Unite. Le-am abordat cu partenerii de discuție de la OSCE săptămâna trecută, le abordez cu alți interlocutori de la Bruxelles, fără ca cineva să se supere pe mine și să mă facă putinist și așa mai să mă treacă pe liste negre. Acolo se poate discuta. La noi nu se poate discuta ceea ce se poate discuta în
Occident. De ce? Explicația mea este simplă, pentru că noi suntem slugi, slugile nu discută. Eu, dacă vreți, spun așa, am mai spus și altcuiva astăzi. Când eram copii și părinții discutau lucruri serioase, iar noi ne băgam în vorbă, ne trimiteau la primare. Da, da. Păi, stați discuții pentru oameni mari, nu pentru voi. Exact, acum se întâmplă la fel. Discută nemții cu americanii, cu francezii, cu britanicii. Când vrem, dacă vrem și noi să spunem ceva, ni se spune, voi liniște, astea sunt discuții pentru oameni mari. Numai că noi nu vrem să spunem nimic, pentru că liderii noștri se comportă de o manieră infantilă. Deci și-au asumat infantilismul acesta și l-au asumat însă cu un calcul mai puțin infantil, dar profund greșit, că dacă ne vom comporta ca niște supuși absoluți, ei vor fi menținuți în funcțiile acestea și vor putea să profite cât mai are România de dat ceva celor care pot să o prade. Deci, așa s-a ajuns la această formulă care se repetă oficial, în discursul oficial, și văd foarte interesant în Occident, cu cei cu care discut, toată lumea începe, sunt niște formule sacramentale. Da, da. Războiul barbar, neprovocat și ilegitim al Rusiei, trebuie... după care încep să-i dea dreptate Rusiei. Nu, dar nimeni nu spune numai războiul. Război. Dar de ce simt nevoie acestor sintagme? E penibil. Pentru că asta este corectitudinea politică. Am înțeles. După aceea, altă formulă. Trebuie să sprijinim Ucraina până la victorie. Da. După care victorie? Nu definim victoria. Și după care, exact cei care au spus-o, ce să spună. Dar... oricum războiul trebuie să se termine la un moment dat, nu se poate obține victoria de către niciunul și atunci trebuie să facem, să mergem la negocieri și să negociem pacea. O pace negociată este o pace cu cedări din toate părțile. Stai puțin, și atunci de ce încep să-mi spui că îi voi susține până la victorie dacă după aia, deci dacă e victorie într-un război, știți foarte bine, dacă e victorie numai, am terminat, când e victorie, cel care, știți, the winner takes it all, câștigătorul ia totul, e cântecul celebru al lui ABBA, da? Al formației ABBA. Deci dacă câștigăm război, bravo nouă, atunci luăm tot și potul. Dacă asta este obiectivul nostru, nu mai avem de discutat altceva. Dar noi, după ce afirmăm acest obiectiv, după aceea spunem, însă, trebuie, deocamdată nu vedem cum putem câștiga și după asta vine cealaltă. Da. Cum e cu asta, că apărăm, Ucraina luptă. Ne apără, ei luptă pentru noi. Doamne ferește, dar eu nu vreau să lupte. Deci sunt atâția ucraineni, mi-e rușine. Dacă ar fi așa, adică înseamnă că noi trăim bine pe seama morților și răniților și oamenilor rămași și pribegilor din Ucraina. Dar de ce să un alt popor să sufere pentru mine? Asta era așa un fel de prefață, că chiar vreau să văd punctul de vedere. Haideți câteva lucruri despre noastră. Ați dat multe interviuri, dar mai puține despre personalitatea noastră. 28 martie 54, născut în București. Căsătorit cu Emilia Severin, am înțeles că e doctoriță. E profesor la Universitatea de Medicină din București. Particulară. Nu, la cea de stat. Ce predă? Predă genetică medicală, genetică umană. Și ce, băi, practică asta? Primește cadouri pentru asta? Nu primește cadouri, ea nu primește cadouri niciodată. Eu câteodată îi fac reproșul și spun, măi, dacă îți dă cineva flori, îl jignești refuzându-l și ea spune că n-are de ce să primească. Are și consultații nici practice? Nu, face cercetare. Da, și partea asta didactică, dar astăzi au avut o conferință privind bolile legate de bolile rare, de genetică, eu n-am terminologia așa, și dacă vă duceți prin București, veți vedea că Arcul de Triumf și Universitatea de Medicină sunt luminate cu culorile, cred, Organizației Internaționale a Bolilor Rare. Și, în fine, s-a ocupat și de lucrul acesta și... Are și cabinet de consultație? Nu, consultă, n-are cabinet. E mai mult cercetător. Nu e nicio afacere. Da. Nu, n-are nicio afacere. Nu e afacere, zici, nu. În sensul că nu e nicio afacere. Nu, n-are nici. Cercetarea ce nici aduce. Bun, a învățat la liceu Mihai Viteazul din București. Ce erau părinții noastre? Amândoi ingineri agronomi. În București?
Tata era, mă rog, cadru didactic în diverse trepte didactice la ceea ce se chema atunci Institutul Agronomic, iar mama era inginer în industria alimentară. A lucrat în industria alimentară. Deci a terminat facultatea de horticultură și din cauza asta după aceea a mers în industria alimentară. Bunicii mei paterni erau preoți, asta, dar și străbunici și așa mai departe, numai că venind războiul și trebuind să se refugieze, s-au gândit și începând să se schimbe vremurile, au părinții, tata și cu fratele lui, au zis, suntem refugiați, hai să facem ceva care să... Refugiați de unde? Refugiați din Basarabia și din Bucovina. Deci da. Bunicii sunt de acolo? Da, sunt din Bucovina și din Basarabia, da. Bunicii paterni. 1974-1978, Universitatea din București, Facultatea de Drept. Nu era la noastră un, ce era la dreptul, ce, roman? Cu profesorul Tomulescu? Era unul celebru. Da, Constantin Tomulescu. Dar de ce trebuia să faci drept roman? Eu n-am înțeles. Este foarte important, pentru că gândiți-vă că până la urmă toată civilizația europeană are trei rădăcini importante. Dreptul roman, religia iudeo-creștină, să-i zicem așa, și filozofia greacă. Ei, dreptul roman, în primul rând, ne deschide către tot ceea ce înseamnă ordinea și civilizația europeană, inclusiv cea dar de astăzi. Dar prin ce el era faimos? Că au fost multe, erau multe anecdote. Era faimos prin aceea că, în primul rând, era extraordinar de exigent. Da. La drept roman. La drept roman. Eu țin minte că am terminat examenul, în fine, am avut, să zic așa, noroc, i-am spus ceva, i-am dat un răspuns, nu mai țin minte care, cartea, deci cursul, avea, să zicem așa, trei degete dintr-o pagină era textul și restul era subsol. Extraordinar, da. Și vă dați seama, subsolurile sunt totdeauna mai complicate. Și în fine, i-am răspuns și m-a întrebat, dar pe asta, avea o vorbire guturală așa, dar pe asta de unde ai scos-o? Și spun, păi este... În cursul nostru, în subsol, la nu știu cine. În subsol? Da, dă cursul. Sau uite și găsește în subsol. Într-adevăr, a fost extraordinar de impresionat. Mi-a dat 10 și când am ieșit din sala de examen, mă întâlnesc cu un alt profesor. Zice, ce faci? Am avut examen de roman și că am luat 10. Sunteți rude? Așa că am înțeles că de 10 nu dădea. Da, 10 așa. Și da, era, el fusese moșier la Buzău. Zona aceea. Și era al doilea aspect special, că totuși un om care fusese, știu eu, în structura socială a vechiului regim, continuă să fie profesor plin, universitar și să-și desfășoare activitatea într-un sistem de învățământ care deja, sigur că era și drept. Monitorizat și la drept, o știință socială, monitorizat de conducerea vremii acelea. Și în fine, asta vă spun că mi se pare amuzantă. Și avea un curs mare și în fine îi se spune la un moment dat, tovarășul profesor la senat, îi se spune, știți, cursul nostru nu are nimic care să exprime marxismul, filozofia noastră, concepția noastră despre lume și viață, nu știu, trebuie să-l ideologizați puțin. Bine, și vine cu el înapoi. Și spune, gata, am făcut peste un timp. Și n-ați făcut nimic, este fix același curs. Și nu, uitați-vă pe prima pagină. Și deschid ăștia, se uită pe prima pagină pe care nimeni nu o remarcase. Și primele rânduri erau așa. Tot ce este bun în acest curs este de la tovarășul Stalin. Tot ce este prost este de la Tomulescu. Da, s-au făcut. Și l-au lăsat în pace, ca să înțelegem. Nu l-au dat afară, l-au lăsat în pace. Mai sunt profesori care se fac pe seama că îți fac anecdote. Mai e studenția de acum? Nu, nu mai e nici studenția, dar nici profesoratul nu mai este. Îmi pare rău să o spun, dar noi am avut încă profesori geniali, profesori de mare calibru și care înțelegeau că dreptul nu e legislație. Acum sunt venerați aproape profesori care pe vremea aceea ca asistenți erau mediocri și au rămas într-un anumit nivel de mediocritate, să spunem așa. Dar
Asta vorbim de asistenții de atunci, dar bine, sunt și că alții care... asistentele pe de perete. Bineînțeles, da, sunt și alți asistenți de atunci care s-au remarcat și care, care au crescut. Atunci erau, erau frecați bine de tot ca să crească, știți? Îi băteau ca să crească. Dar zic, ca student, când trecea un lector... Era, sigur, foarte important. Numai că și aceștia au atins o anumită vârstă și, din câte știu, au fost eliminați toți ca să lăsăm noile generații să se decadre didactice. Și încă o întrebare din... am citit, am pentru emisiunea viitoare... domnul Ioan Scurtu, istoricul, da. Și a scos memoriile, vreo 700 de pagini, și am rămas uimit de ce însemna doctorat. Pe vremea, și anul noastră, cum, dumneavoastră v-ați dat doctorat. Nu știu dacă este adevărat această cifră, dar se spune că din 1900, anul 1900, până în 1990, ar fi fost numai 1500 de titluri de doctor acordate. Mi se pare extrem de puțin. Hai să zicem, să mulțim cu 10, da? Și să spunem că sunt 15.000. Cert este că din 1990 până astăzi, deci în circa 30 de ani, ar fi fost acordate 80 și ceva de mii de titluri de doctor. 80 de mii? 80 păi ceva de acolo rezulta că se tăia admitere la doctorat. Bine, la dumneavoastră. Se dă, da, sigur, a apărut și o transformare absolut regretabilă din punctul meu de vedere, s-a creat așa numită școală doctorală, adică e o altă treaptă de școlarizare. Da. Ori pentru noi, eu mi-am luat doctoratul în 1987 și pentru noi asta era un moment de consacrare. Da, era un pas în care erai consacrat și vreau să vă spun că lucrul la cea teză și examenul... Care era? Titlul tezei mele? Da. Bună credință în dreptul comerțului internațional. Ce e bună credință în comerț? Absolut. Este că am văzut că ați fost arbitraj internațional, ați fost avocat de comercial. Eu sunt specialist în dreptul comercial, sigur că da. Ce bună credință. Da, și există bună credință? Cum să nu? Există, numai că, vedeți, buna credință în, sau morala în relațiile comerciale este alta decât morala de la biserică. Morala religioasă este morala milei. Morala comercială este morala vitezei de reacție, este morala celui care este mai inteligent, este morala competiției. Acolo, deci trebuie să fie o competiție liberă, dar și loială. La biserică, și nu numai la biserică, în societate, morala generală, mila este pe locul întâi, dar știți ce spunea Camus și l-am citat și în lucrarea mea, mi se pare. Mila este cea mai detestabilă dintre virtuți. De ce? Pentru că ea nu ține seama de dreptate. Deci mi-e milă și vă tratez... Spuneți-mi în CV-ul dumneavoastră, n-am înțeles ce sunteți acum. Ce sunt acum? Da. Cum ar scrie? Cum ar scrie dumneavoastră acum? Pensionar? Liber profesionist. Sunteți avocat? Nu. Nu. Am fost foarte scurtă perioadă. Deci mi-am început activitatea ca și consilier juridic. Da. În comerțul exterior. Da. A fost o șansă pentru mine. A fost ultima dată. Pentru cine ne ascultă și nu știe cum erau lucrurile pe atunci, la sfârșitul facultății erai repartizat, da. Era o listă de locuri din care puteai să alegi. Ceea ce pentru cei de azi era un lucru bun, pentru că aveai asigurat un loc de muncă. Pentru noi cei de atunci, care nu apreciam lucrurile din perspectiva de astăzi, era un chin, întrucât erai obligat să te duci acolo unde ești repartizat și s-ar putea întâmpla ca de pe lista aia să nu găsești un loc care să-ți placă. La juriști lucrurile erau ceva mai bune, pentru că, în fine, judecătoriile care dădeau procuratura și așa mai departe, acolo unde erau cele mai multe locuri de muncă, erau în orașe, nu erau în... localitățile foarte mici sau prelasate, unde condițiile de viață erau mai grele. Însă, atunci când eu am terminat, unul din locuri, unul singur și pentru ultima dată, a fost în comerț exterior, mai exact la Institutul Român de Consulting, RomConsult. A avut și acest institut o istorie foarte, foarte interesantă. El a fost legat de deschiderea României către Occident și de încheierea tratatului de pace între România și Germania Federală, RFG, Republica Federală Germană.
Și cu acea ocazie s-a spus să se realizeze societăți mixte româno-germane. Și germanii au propus o serie de, de domenii în care... Așa era nevoie așa, de... Și s-a pus, au propus și consulting-ul. Noi, principalul consultant era Partidul Comunist Român, da. Și nu mai aveam nevoie de un alt consultant. Da. Dar pentru a răspunde inițiativei germane, s-a zis, bine, o să facem o societate mixtă în domeniul consultanței, dar nu poate fi PCR Partidul Comunist în acționar. Trebuie să avem o întreprindere românească care să facă lucrul acesta. Da, consulting, noi nu avem așa ceva. Și atunci nemții au zis, nimic, că vă ajutăm să vă organizați. Și au dat consultații cum să organizăm această întreprindere, a fost RomConsultul, însă a fost din cauza sau datorită acestei mod de naștere, a fost singura întreprindere de comerț exterior din perioada antedecembristă comunistă care s-a organizat după principii occidentale. A fost singura care avea un statut, de pildă. A fost singura despre care era construită asemenea societăților comerciale din economia de piață. Și s-a creat această societate, însă a fost foarte, foarte interesantă. Sistemul a perceput-o ca un corp străin, pentru că nu prea știau cum să o apuce, cum să o, intre, cum să o includă în planul național unic și așa mai departe. Însă pentru mine acesta a fost un lucru extrem de interesant, pentru că înainte de 1990, mi-a dat posibilitatea să văd pe teren cum funcționează economia de piață, să fac o comparație între economia noastră de comandă și economia de piață și să vedem ce se poate lua din una, ce se poate lua din alta și cum putem să... Relațiile dintre întreprinderile noastre și companiile străine, ce guverna? Profitul, zlugărnicia? Cel puțin în anii. Deci eu am terminat facultatea în 1978, atunci am și... intrat în aceasta, am început să lucrez în comerțul exterior pentru 8 ani și trebuie să vă spun că în perioada aceea profitul era cel care... Da? Sigur că da. Inclusiv în relațiile dintre statele așa numite socialiste, deci dintre statele cu economie de comandă, economie planificată. Deci chiar între noi, statele CAIER, membre ale CAIER-ului, ale... Consiliul de Ajutor Economic de Ajutor Reciproc, între aceste state prima profitul. Din cauza asta aveam arbitraj, arbitrajul de atunci era mă refer la arbitrajul comercial, unii fac confuzii, mai era și un arbitraj de stat, era altă discuție, dar arbitrajul comercial a adunat atunci niște juriști de extraordinară calitate. Eu am avut șansa ca imediat ce mi-am dat doctoratul, profesorul meu, care era președintele comisiei, spunea atunci, Curții de Arbitraj Comercial Internațional, profesor Tudor Radu Popescu, să mă aducă și în corpul de arbitri, unde erau niște juriști de extraordinară calitate, eu fiind cel mai tânăr, de departe cel mai tânăr dintre ei. Și trebuie să spun două lucruri. Odată că ceea ce făceam atunci era după regulile economiei de piață, în care știți că profitul este esențial, și doi, că cel puțin cât, deși erau mize mari, da? Eu unul nu am avut nicio influență din partea nimănui și nu am sesizat ca vreunul din colegii mei să fie sub vreo presiune. Am arbitrat exact așa cum am crezut de cuvință și respectul de care ne-am bucurat în țară și în străinătate a fost foarte, foarte mare. Da. Suntem la începutul lui 2023. Cum credeți de putere al vieții internaționale se va scrie în istorie, peste, dacă va mai fi vreo istorie, peste 20 de ani, 30 de ani? Acum, momentul de acum. Nu spun de război. Acum. Cum se va scrie despre da, ce se întâmplă? Da, va fi un rând, două rânduri? Nu. La începutul 2023, nu vorbesc de război, ajungem și la război. Adică la un moment dat va fi în manualele viitorului și începutul 2023 sau se va pierde în tot războiul? Adică e un moment acum deosebit în cadrul războiului. Asta vreți să spuneți. Da. Deosebit ca să fie în atenția posterității. Sigur că dacă ne referim la un moment ca la o secundă sau la un minut,
e greu de spus dacă această secundă, uitați cum stăm noi de vorbă, da, acum, dacă în cadrul, în acest moment, în cadrul orei care e războiul. După părerea mea, suntem într-un moment de cumpănă care va fi marcat. Va trebui să fie marcat de istoricii, da, viitorului. Suntem într-un moment de mare cumpănă. De ce? Eu am considerat că până, hai să spunem, la începutul, ați spus dumneavoastră, începutul acestui an, există șanse pentru pace. Există șanse pentru a se negocia o nouă ordine internațională, o nouă ordine mondială, care să ne țină pe toți împreună, toți diferiți, dar toți egali și în măsură să coexistăm, deși nu suntem oameni care gândim lucrurile la fel, nu suntem oameni care avem aceleași tradiții culturale și nu suntem oameni care avem chiar aceleași interese. Bun, avem aceleași interese, nu avem aceleași tradiții, dar putem să trăim și trebuie cumva să trăim împreună. Logica ordinii, orice ordine are o finalitate și finalitatea este pace. Asta înseamnă, putem să punem chiar semnul egalității între ordine și pace. Bun, eu am sperat în anii imediat anteriori, 2020, 21, 22 chiar, am sperat că vom găsi o soluție pentru a schimba vechea ordine, care, iată, nu mai reușește să mențină pacea. Înțeleg că prin unipolare. Că unipolarismul este de după 90. De după 90, unipolarismul este precar. Oferă un echilibru precar. Indiferent de orânduit, de epocă. Indiferent de epocă. Dar gândiți-vă în mod natural. Puteți sta într-un picior mai mult de puțină vreme. La Imperiul Roman a venit Imperiul Persan. La Imperiul Bizantin nu. Nu există. Unipolarismul nu poate exista, că... dar nu poate dura. Da, deci foarte interesant. Deci unipolarismul contravine firii umane. Da, corect. Naturii lucrurilor. Da. Nimic nu poate sta într-un singur, nici omul, corect, nu poate, nici scaunul nu poate, nici masa nu poate. Putem să menținem un echilibru bun sprijinit pe un singur, da, element. Dar la prima adiere de vânt se răstoarnă. Sunt unii și putem chiar să-i numim la ora actuală pe unii dintre ei. Victoria Nuland, John Sullivan, consilierul pentru Securitatea Națională al SUA, Anthony Blinken, care cred că acest unipolarism se poate păstra. Și mai mult decât atât, cred că, pentru că până la urmă mai e ceva, putem să avem obiective, dar trebuie să ne întrebăm care este costul. Și care este raportul, totuși am spus asta, care e raportul cost-beneficiu? Bun, suntem puterea, da, supremă, bravo. Și cât ne costă chestia asta? Da, cum, da, știu, cum era bizantin la un moment dat, după anul 1000, ce puteți să-i coste? Bă, ataca aia, bă, aia, bă, știu, cumplit, da, economic. Că, da, deci, asta este. Ori, orice putere se epuizează, orice valoare se epuizează. Și când ajungi la această epuizare, ideea este că a păstra ordinea respectivă pentru tine este foarte costisitor, chiar dacă este atrăgător, și atunci este bine să renegociezi ordinea, să cedezi ceva pentru ca să poți păstra cât mai mult din ceea ce ai avut. Și aici mă refer la influență, la capacitatea de a determina decizii la nivel mondial. Și atunci, eu dacă aș fi și eu, asta le spun interlocutorilor și, dacă vreți, prietenul meu american cu care discut, și îmi place să observ că din ce în ce mai mulți vorbesc ca mine. Nu că sunt influențați de mine, dar ajung și ei la, mai încet sau mai repede, la aceleași concluzii. Încercați să participați la construirea unei noi ordini. Pentru că dacă ordinea asta se va construi fără voi, veți pierde totul. Veți rămâne în afară. Sigur că odată ce acceptați o discuție despre o nouă ordine cu alții, acceptați și faptul că nu mai mențineți supremația voastră, pentru că ceilalți în niciun caz nu o să accepte menținerea supremației voastre în negocierile care se vor purta. Deci știți că renunțați la această supremație, dar câștigul, asta e costul, dar câștigul pe care îl obțineți este acela să stați la masa cu ceilalți și să fiți nu primus inter pares, nu primul dintre egali, dar să fiți unul dintre egali care până la urmă poate să aibă și un drept de veto. Un drept de veto nu impune o soluție, dar oprește adoptarea unei soluții neconvenabile. Iertați, foarte interesant, nu vreau să spun că și eu cred asta, dar prima întrebare, ăla care e cel mai puternic și unipolar,
E dispus? Păi, el, fără un război copleșitor, nu, fără un război. Dacă, pe fără de un război, dacă este, un, dacă este înțelept, ați este văzut dispus. În istorie un tip înțelept care zice că băgată... Acum nu știu, adică, o... iertați-mă, nu cumva trebuie să fie obligat ăla care e... vrea să stăpânească lumea, da, uitați, să nu mai stăpânească. Aș putea să vă dau un exemplu, da, totuși. Cu, da. Toate exemplele astea au limitele lor, dar transformarea Imperiului Colonial Britanic în Commonwealth. Da, da, așa e. Au fost și războaie locale și revolte și nu știu, dar finalmente transformarea nu a fost rezultatul unui război, ci a fost rezultatul înțelegerii unor oameni, de către oameni politici înțelepți, că nu mai merge așa cum era și că pentru a nu pierde totul este bine să accepți o anumită transformare. Și s-a schimbat acea ordine. Eu credeam acum când Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană că se va întoarce și va încerca să consolideze Commonwealth-ul și să facă un fel de, pun între ghilimele, o Uniune Europeană în afara Europei, care să aibă ca principiu, să spunem, de coeziune, respectul, dacă vreți, atașamentul față de coroana britanică, nu față de stat, ci față de coroană. Ceea ce era un atașament oarecum simbolic, dar care cu anumite avantaje economice îi putea ține pe toți împreună. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Eu credeam că Statele Unite vor oferi ajutor economico-financiar Marii Britanii ca ea să poată să devină atractivă pentru statele membre ale Commonwealth. Nu s-a întâmplat lucrul acesta pentru că a fost o prăbușire a calității conducătorilor politici ai Marii Britanii. Adică ce se întâmplă acolo și ce s-a întâmplat e sinistru. Pentru că America să ajungă la destul de dificil între noi fie la această concluzie, băi, ia să mai las eu din putere, că asta este. Ce trebuie? Presiune populară sau un nou președinte? Ce îi lipsește Americii? Că ea merge în continuare pe unii polarizi. Haideți să vă spun discuția pe care am avut-o anul trecut, cred, da, anul trecut, în vară, cu niște interlocutori, pot să-i numesc prieteni, interlocutori americani. Ei mi-au spus următorul lucru. Mi-au spus, guvernul nostru nu trăiește în realitate. Din cauza că nu trăiește în realitate, ia decizii care sunt complet paralele cu realitatea. Și evident, ele nu pot să producă rezultatele scontate, pentru că nu sunt conforme realității. Prin urmare, va trebui să așteptăm ca să înțeleagă elita noastră conducătoare americană că trebuie să revină la realitate. Și am zis, bun, da, sunteți o democrație. Da. Și răspunsul a fost, nu mai suntem o democrație. Nu este atât de capturată de către anumite structuri birocratice, corporatiste și așa mai departe, iar conducerea noastră, și încât noi, ca sau societatea americană, prin actul electoral, nu mai poate schimba aproape nimic. De nu știu câte cicluri electorale deja, știți conceptul de establishment, care este establishment, este structura birocratică, corporatistă. În istoria lor a fost un Kennedy care a încercat să rupă. Sigur, și l-a omorât. Poate acum. Și l-au asasinat. Și n-ar putea un președinte. Chiar mulți mi-au spus, tot așa, americanii mi-au atras atenția și am fost de acord cu ei. Kennedy a fost, într-adevăr, a vrut să schimbe ceva. Așa e, după ce un semnal de alarmă fusese tras de Eisenhower, care el a vorbit despre pericolul complexului militar-industrial. Între timp avem și pericolul complexului Big Pharma, farmaceutic, avem pericolul complexului petrolier, în fine. Și și-au dat aceștia mâna și au parazitat statul. Mai este ceva foarte important ce s-a întâmplat și alți interlocutori de mei, alți, de data asta chiar prieteni care au avut funcții importante și parcă mai au anumită influență în conducerea SUA, îmi spuneau, mă întrebau că nu știm cum am ajuns la această situație. Statul nostru este capturat de neomarxism. Și eu le-am amintit că în anii 90, primii ani când am
călătorit în SUA, făcusem eu comerț exterior înainte, dar în SUA nu ajunsesem să o cunosc. Am avut contacte cu multe universități americane și am fost șocat de discursul din aceste universități. Era de un stângism primitiv. Primitiv, ceva de genul anilor 50 pe la noi. Și când vorbeam cu oamenii politici americani, erau cu totul alt discurs. Era discursul conservator, tipic pentru americani. Și pentru toată societatea americană, care este o societate liberală, dar inegalitară. De tip conservator. Și atunci le-am atras atenția. Am spus, fiți atenți că acolo se bagă în creierele oamenilor ceva ce eu știu și sesizez foarte repede, că eu vin din zona aia unde am trăit astfel de lucruri și am vorbit. Sigur, ideologia, teoria marxistă este seducătoare, da. Dar marxismul real, știți, țineți minte că noi vorbeam de comunismul real. Da, comunismul teoretic e una, e splendid. Și comunismul real, văzut ce a ieșit, ca în bancul acela, că cum montăm bicicleta, aia tot mitralieră iese. Da. Și le-am spus, vedeți ce se întâmplă. A, nu e nicio problemă, e libertate. Nu știu. Bun, e libertate, dar vedeți că vine o promoție și încă o promoție și altă promoție, iar bătrânii pleacă și ăștia o trebuiască să vă luați oameni, să umpleți instituțiile. De unde veți lua? Din ăștia. Și la un moment dat se va schimba mentalitatea și vă veți trezi în fața unei tragedii pe care nu o să mai puteți controla. Și le-am amintit discuții acestea din anii 90. Fix asta s-a întâmplat. Deci odată avem vechiul establishment și corporatismul. Ăsta s-a întâlnit, s-a încrucișat cu această mentalitate, să numim neomarxistă. Știu că în România mulți marxiști sunt supărați pe mine, că marxismul e bun, ăștia sunt niște ticăloși. Neomarxism nu e marxismul. Dacă voi credeți în marxism, foarte bine, mă rog, apărați chestia asta, dar neomarxismul nu este marxism, este o deviere de la marxism care face, în practic, în cazul nostru, zic eu, face ca tot ce a fost rău în marxism să fie amplificat. Că în toate teoriile sunt și bune și rele. Deci tot ce a fost mai nociv să fie amplificat. Bun. Deci asta avem dumneavoastră și în plus și de aici a ieșit și o categorie de o comunitate de lideri de foarte slabă calitate. De foarte, foarte slabă calitate. Din ce în ce mai slabă calitate. Tot de la prietenii mei de acolo unii îmi spuneau, zice, și tehnologia ne-a distrus, pentru că este responsabilă de scăderea calității liderilor, pentru că am început să nu mai gândim noi, am început să gândească calculatorul. După aceea am devenit dependenți de puștimea care nu știe lumea, n-a văzut, Are calculator. Dar are calculator. Și ce bagă ea în acest calculator? Scot decidenții politici. Eu nu pot bag gunoi, scot gunoi. Bun. Ce să înțeleg de aici că acest război din Ucraina, acum, este de fapt o vârful a izbergului, un alt război. Deci avem două războaie. Unul pe teren. Da. Bun, eu zic așa. Faceți-vă imaginea lumii de azi. Hibrid. Eu de ani de zile spun două lucruri. Și se poate că am scris, adică nu fac pe grozavă acum. Odată spun că războiul a început, deci părerea mea că războiul a început de câțiva ani, a început în 22 sau 24 februarie 2020 și cât. Da. Se formă un aspect al războiului. Așa. Ăsta e numai un aspect al războiului. Știți foarte bine, războaiele se duc pe fronturi multiple și largi. Asta e o bucățică, un segment de front. Asta e interesant. În care se produc niște fenomene care ne amintesc de războiul clasic. Da. Dar noi avem un război hibrid care a început de câțiva ani. Și spuneam tot acum câțiva ani că nu vor trece prea mulți ani, eu dădeam între 3 și 5 ani, până când războiul acesta va îmbrăca o formă vizibilă. Aveam un război mondial invizibil, așa zis hibrid, și el va trece într-o formă vizibilă, să zicem de tip clasic, cu însă deschidere de data aceasta către nuclear, așa, în câțiva ani. Întrebarea mea era și dilema era, va începe în Rusia sau va începe în China? Va începe, dacă vreți, la Marea Neagră sau va începe la Marea Chinei? Eu cred că americanii au făcut o alegere greșită și anume au început în Marea Neagră.
de fapt, marele rival al Americii este China. Și China, sunt convins că este foarte încântată în acest moment, să fie cea care dă linia, da, comportamentul internațional responsabil și așa mai departe. Și bravo ei, felicitări, timp în care se înarmează, își dezvoltă economia, cumpără acum petrol și gaz și tot ce rușii nu dau. Deci americanii nu-și dau seama de asta? Păi nu-și dau seama, aici este... Că de fapt de dușmanul e acolo. Absolut. Și că ei au împins, spune și postul președinte Trump, zilele acestea a spus-o, și spun de nu știu câtă vreme, i-au împins pe ruși în brațele chinezilor. Numai asta, i-au făcut superputere. Pe de altă parte, în același timp, au făcut din Rusia care, știu, să știți, eu am vorbit și cu președintele Putin în timp, da, și cu alți lideri importanți ruși, ei erau consolați cu faptul că nu mai sunt acea superputere mondială regională, care... O putere, trebuie să spună că avem impact global, suntem o putere globală, dar nu o superputere. Da. Nu le plăcea să le spunem putere regională, ei vreau să fie o putere globală, da, cum am zis și eu, post-imperială, dar nu aveau pretenția și spuneau, e limpede, nu avem mijloace să mai fim acea putere, superputere, care a fost Uniunea Sovietică. Dar vrem să fim la masa decidenților, nu vrem să fim tratați ca unii care nu contează. Și ei erau deci ei acceptau ca într-o negociere să ajungă la o formulă multipolară, nu? În care erau și ei unii dintre cei care erau în jurul mesei rotunde a negocierilor. Dintr-o dată și din ce în ce mai mult apăreau ca o putere mai puțin influentă, da, în raport cu așa zisele puteri emergente. Și principala putere emergentă era China, în mod indiscutabil. În loc să... Eu sunt convins că lucrurile au stat așa. Am văzut și analize făcute de institutele de specialitate americane. Toate aceste analize indicau China ca fiind, da, principala problemă pentru americani, principalul rival strategic. Bun. Ei probabil că au zis să nu se alieze Rusia cu China și atunci să lichidăm dușmanul mai slab înainte de a ne ocupa de cel mai puternic. Sigur, înainte de asta au încercat să găsească o cale de a aduce Rusia în tabăra lor. Rusia nu era atât de nebună să se subordoneze unuia care dorea să domine până la urmă. Deci îl primea ca aliat de mâna a doua, lichidându-i complet libertatea de mișcare. Și atunci, pentru a-și păstra o anumită libertate de mișcare, a refuzat această alianță, să spunem, a albilor împotriva galbenilor. Da. Ori atunci au zis, dacă e așa, haide să terminăm, să punem Rusia la pământ, să o epuizăm, cum spun ei, să, victorie strategică, deci nu tactică, deci nu ocupăm teritoriul, că nu se poate. Strategică, adică îi punem pe ruși în situația de a nu mai putea mișca, chiar dacă ei sunt în viață. Și au început acest război. Au început. De ce nu Ucraina? Au determinat. De ce n-au folosit Polonia? Păi nu, pentru că Polonia, ca și România, este apărată de NATO. Dar de, faptul... de ce Ucraina? Ucraina era... De ce nu Belarus? Uite. Păi, în Belarus eu am avut... Am văzut, ați fost de multe ori. Și am avut și misiuni internaționale tot în Belarus. Nu, în Belarus, Occidentul a... iar a ratat și am spus atunci în rapoartele mele, ele există, nu este acum. Prin presiunea pe care a pus-o președintelui Lukashenko, l-au împins în brațele rușilor și n-au învățat nimica. Îi cunosc pe amândoi foarte cât se poate de bine. Îi cunosc, în fine. I-am cunoscut personal, am discutat personal și președintele Putin și președintele Lukashenko. Nu se iubesc între ei. Deloc. Sunt temperamente diferite, au viziuni diferite. Lukashenko este în continuare un homo sovieticus. El este un nostalgic, exact, el este un nostalgic și nu vreau ca cineva să se supere pe mine că spun asta. Eu descriu o realitate și există și în rapoartele mele la ONU exact aceeași descriere. El este un nostalgic al Uniunii Sovietice și, mă rog, putem să respectăm această viziune, adică ea lui, nu ea mea, ea lui. Deci el crede că Uniunea Sovietică a fost într-adevăr o construcție solidă și progresistă și utilă.
țărilor și popoarelor din zona respectivă și probabil din restul lumii, că prăbușirea ei a fost o eroare, că ea nu mai poate fi recompusă pur și simplu, dar că el în Belarus trebuie să mențină țara construită după principiile ca o mică Uniune Sovietică. Bun. Să știți că Putin are o cu totul altă viziune și el spune că a fost o catastrofă geopolitică prăbușirea URSS-ului. Dar noi uităm acest cuvânt geopolitică. El n-a spus că a fost o catastrofă ideologică. El nu spune că prăbușirea comunismului a fost o problemă. Pentru el aia nu e o problemă. Pentru el a fost prăbușirea statului rus. Imperiului rus. Bun, și el spune că a fost și probabil că are, vedem că într-un fel are dreptate, întrucât s-a dereglat sistemul de echilibru, s-au dereglat echilibrele și uite că acum din aceste motive avem și războiul din Ucraina, pentru că Ucraina era ajuns să l-ați, fie... L-ați cunoscut, spuneți-mi, exprimă el un țar rus? Da, el este ce? Mai... care dintre țari? Nu, în general. E mai apropiat de țar decât de Stalin. De primii secretari. Da. De secretarii generali. Da, da. Sigur că da. Indiscutabil. El este un velicorus. El nu este un bolșevic. Și sunt foarte mulți români care când vorbesc de Rusia vorbesc de o țară comunistă. Nu mai e comunistă Rusia. Și liderii ei nu sunt nostalgici ai comunismului. Ei nu sunt bolșevici. Bun. Domnul Severin, cunoașteți bine, ați fost și v-ați întâlnit și cu Putin. Cum se explică apariția lui Putin? Pentru că a fost o perioadă Gorbaciov-Yeltsin când ei erau la pământ, da? Da. Știu foarte bine și momentele acelea. Da, spuneți. Există în interiorul națiunii ruse, vorbesc, sau îi vin niște forțe care zic hai să scoatem pe unul, nu știu. Noi de ce nu scoatem? În perioada... Mă rog. De ce nu scoate? Hai să ajungem la asta. În perioada Yeltsin, eu am și scris asta atunci, da. Singurele instituții care mai funcționau erau căile ferate, da. Și poșta. În rest, nu mai exista nicio instituție care să controleze. Era de vină el sau? Nimica. Era și el de vină, fără îndoială. Dar era de vină și relația lui cu Occidentul. Să nu uit... Războiul rece nu s-a încheiat chiar așa, da, într-o armonie absolută, da, și nu s-a creat ad hoc o relație de iubire între vechii adversari. Reconcilierea germano-franceză după multe războaie și în special după al doilea a avut alte mecanisme care au fost mai lente, care au creat o bază economică unitară pentru cele două țări și așa mai departe. Aici s-a terminat războiul, știți, fără o conferință de pace. Da. S-a terminat fără un tratat de pace și eu spun mereu lucrul acesta. Nu avem un tratat de pace, trebuia să-l facem, trebuia negociat. Atunci s-ar fi negociat și frontiere și tot, dar nu s-a întâmplat asta. Occidentul a fost fericit și a zis nu nimica. Noi vom profita și acestea au fost discuții, la unele din ele am participat și eu. Au fost discuții foarte deschise, nu între ei, ci în diverse tabere la care, în fine, deci am avut eu acces, nu mai are importanță. În anii aceia, 90 la început. Și ideea era următoarea, bun, ce facem? Pentru că cu Gorbaciov e bine, după aia Gorbaciov s-a și terminat, a venit Yeltsin. Și dacă... Ceea ce ne-am întrebat cu toții. Și dacă Rusia renaște, imperială renaște, nu aia sovietică, una imperială, țaristă, expansionistă, renaște, noi ce facem? O luăm de la capăt? Și atunci, nu, hai să ne asigurăm. Vedeți, au fost și rușii au încercat să se asigure, pentru că nici ei nu erau convinși că americanii vor rămâne pe vechile amplasamente. Dar Occidentul a pariat un timp pe Putin. Păi da, sigur că a pariat, pentru că, dacă vreți, pentru că după haosul lui Yeltsin, aveau și ei nevoie de ordine, știți? După haos e nevoie de ordine ca să poți să ai relații stabile cu celălalt, să poți să negociezi, să fii sigur că ceea ce te înțelegi se va respecta și sigur că Putin a fost salutat, venirea lui Putin a fost salutată și în Părea Occident. Părea și pro-occidental la început. Pro-occidental nu cred că... Noi folosim termenii ăștia cu ușurință. Da. El era pro-capitalist. Era pro-globalist. Dar pro-rus. Dar rus.
Asta asta este toată chestiunea. Credeți chestiune. Că în România se înțelege ideea că era rus? Nu știu ce se înțelege, nu știu la cine vă referiți. Noi doi înțelegem, dar și mai sunt probabil alții ca noi. Dar vorbim, dacă vorbim de conducerea României, săraca, asta, eu zic săraca, asta nu înțelege absolut nimic. La ora actuală ei nu înțeleg absolut nimic și mai grav este că nici nu vor să încerce să înțeleagă, să ne asculte, să asculte pe unii și pe alții și să învețe de la cei care știu. Ce vreau să spun apropo de asta, de Rusia de atunci și s-a încercat, deci Occidentul foarte repede încerc și bineînțeles că fiind da. Schematic, poate că nu sunt nici foarte explicit și nici foarte convingător, dar e mai mult decât nimic. Deci Occidentul a zis facem așa, după mentalitatea lui, intrăm în economie și cu bacteriile corporatiste facem, pulverizăm economia sovietică, da? Sovietică, o economie care în fond era tot timpul orientată spre război. Era orientată da. Spre un posibil război. Da. Spre un posibil război. Deci acea economie putea să producă ceea ce era necesar pentru susținerea unui război. Într-un raport pe care l-am făcut, mai știu, 94, parcă în Consiliul Europei despre demantelarea, demolarea, lichidarea moștenirii sistemelor totalitare în Europa, spuneam că aceste sisteme, printre altele, se caracterizează prin militarizare. Și că demilitarizarea este foarte importantă și atunci am fost aplaudat și lucrul ăsta. Da. Astăzi se militarizează inclusiv politica occidentală. Și îmi spun, și nu spun eu, spun iarăși și interlocutorii mei americani. S-a militarizat politica americană. E, deci, ca să se demilitarizeze economia aceasta care era monolitică sovietică, era nevoie să o pulverizezi și să o orientezi nu către război, ci către profit. Și atunci, pentru asta au fost privatizările acolo, au fost sprijinirea oligarhilor, da. Jefuirea economiei, intrarea calculată a unor elemente, să spunem, penale sau, mă rog, interlope din Occident, adică oameni politici corupți din Occident au fost trimiși acolo, nu numai marile companii, să le zicem așa, onorabile. Deci s-a încercat în felul acesta, prin economic, vedeți că Marx a zis că economia și proprietatea sunt esențiale și americanii au mers exact pe teoria lui Marx. Au zis, stai puțin că exact asta facem. Privatizăm, privatizarea în sine nu este rea, depinde ce și cum privatizezi. Introducem acolo elementele de corupție, de fapt reforma sistemului judiciar pe care a promovat Occidentul nu a fost în realitate menită să eradicheze corupția, și face să depindă și să crească corupția. Și am zis să depindă de McDonald's. Și, exact. Adică modul cultura de... McDonald's trebuia să înlocuiască vechea cultură pravoslavnică. De asemenea, trebuia, cum spuneam, consumerismul să distrugă coeziunea aceea tipic rusă și tipic sovietică, economia trebuia să fie morselată, fragmentată și dată, fragmentată nu era rău, dar dată pe mâna unor oligarhi corupți, asta toate. Și acestea au mers în timpul lui Yeltsin. Și când succesul a fost, să spunem, aproape total, după aia s-a zis, da, avem nevoie totuși să ne înțelegem, e o țară mare, haosul ăsta nu-i bun. Și el se poate și extinde, poate să contamineze și vecinătățile. Și atunci au zis, bun, bravo, uite că a venit domnul Putin. Deci le-a convenit la început. Sigur că da. Care începe să pună ordine, nu știu ce, și cu care ne înțelegem, nu spunea Bush, da, că mă uit în ochii lui și văd pe fratele meu. Deci, și s-au înțeles. I-a tras pe sfoară. Putin nu i-a tras pe sfoară. Ei s-au tras. Putin le-a spus ce va face. Și eu am avut o discuție în 2001, mă rog, ceva de genul ăsta, de vreo 40-50 de minute, poate și mai bine, cu domnul Putin. Și în care omul a spus fix ceea ce a făcut după aia și ne-a și spus și de Ucraina a spus că dacă intră în NATO, dacă basculează spre Occident, va trebui să fie împărțită. Dar știți, am găsit un text din Huntington care spunea fix același lucru, că Ucraina nu poate, dacă e să meargă, cel mai probabil se va împărți în două, estul va merge la ruși și vestul va merge la occidentali. Bun, spune Huntington, nu spun eu.
Și o spune de mult. Deci, de aceea pe mine mă irită când se spune noi n-am știut și am știut foarte bine și știind ce urmează trebuia să procedăm în așa fel încât apărându-ne interesele, nu capitulând, să evităm războiul. Un război din care se pare că ieșim din ce în ce mai șifonați. Și din cauza asta că m-ați întrebat ceva, anul acesta 2023 este anul în care mi-e teamă că istoria va consemna pierderea ultimelor șanse de a rezolva problema ordinii mondiale fără o perioadă de fără a trece prin deșertul unui război devastator. Mi-e teamă de lucrul acesta. Deci până acum am văzut șanse ale unor negocieri de pace. În acest moment este o orbire totală în toate taberele, fiecare mizează pe soluția militară. Nu cred că există o soluție militară. Și vorba lui Churchill, să fim siguri că americanii vor face ceea ce trebuie după ce vor încerca toate celelalte soluții. Și rușii la fel, vor face ceea ce trebuie după ce vor încerca celelalte soluții. Da, din punctul acesta de vedere, spuneți-mi, în momentul în care sunt sigur că la nivelul Rusiei, că când s-a pus în balanță, intrăm, că nici lor nu era așa de ușor, sau nu intrăm, au considerat prin informații, adică că e mult mai periculos să nu intre? Vă întreb. Da, eu am făcut atunci o analiză, spre deosebire de jurnaliști care vor să anticipeze viitorul, eu nu vreau să-l anticipez, eu doar spun ce cred eu că ar trebui făcut. Deci analiza mea nu este una care vrea să ghicească ce urmează, ci e una care spune cum cred eu, dacă aș fi la butoane, că ar trebui procedat. După părerea mea, și am spus-o atunci, nu trebuia adoptată această soluție, mai ales că războiul hibrid oferea alte posibilități. Se puteau realiza alte acțiuni prin alte părți ale lumii, în care, mutând piesele pe această imensă tablă de șah sau pe tablă de go, de jocul chinezesc, să ajungi la satisfacerea intereselor tale fără soluția militară. Asta am crezut atunci și cred și acum. Dar, fără îndoială, rușii aveau alte informații decât probabil. N-aveau, nu riscau. Da. Aveau alte informații decât am avut eu. Și eu am spus de asemenea că, sau gândit, că Rusia nu va intra în această afacere militară, această acțiune războinică, decât dacă are o înțelegere secretă cu America. Sau dacă a calculat că din punct de vedere economic poate supraviețui. Ceea ce vedem este că economic supraviețuiește mai bine decât Occident. Cum se explică? Dar se explică foarte bine. În primul rând pentru că e o piață internă imensă. Vor ieși extraordinar, vor trece peste multe obstacole pe care le aveau înainte când lucrau pe piață comună cu noi. Da, așa este. Am spus și eu că acum au păzate să se dezvolte. Să se dezvolte pe plan intern, folosească resursele pentru a-și întări economia, să nu mai fie o economie petrodependentă sau gazodependentă, o economie de lume a treia, o mare putere militară cu economie de lume nucleară, cu economie de lume a treia. De asemenea, cooperarea cu China este extrem de importantă. Rușii au resurse naturale importante și chinezii au, dar rușii au resurse extraordinar de importante. Chinezii au creativitate științifică. Din păcate, iarăși trebuie să recunoaștem, lumea euroatlantică și special America nu mai are superioritatea, nu mai are supremația în domeniul cercetării științifice. Bagă indienii, chinezii și bagă bani, dezvoltă, au și avantajul demografic. Gândiți-vă că foarte multă știință s-a dezvoltat în Statele Unite și de pe urma emigranților din aceste țări, chinezi, indieni, pakistanezi care s-au dus acolo. Acum, culmea, vor să închidă porțile imigrației și cei care plecau înainte nu mai au de ce să plece, că o duc destul de bine în țările lor și acolo au și o perspectivă, că dacă pun creierul și umărul la bătaie, pot să ducă la evoluția acestor țări spre statutul de puteri autentice în care cetățenii trăiesc foarte bine. Deci, în această legătură care s-a făcut între
productivitatea chineză, da, chinezii lucrează pe salarii, mult pe salarii mici, productivitatea chineză și creativitatea chineză cu resursele naturale și puterea nucleară a Rusiei, dau niște perspective formidabile acestor țări. Domnul Severin, și la care adăugăm și alte țări. Am avut două războaie mondiale care, având cauză tot reașezarea lumii, care au dus la o nouă așezare a lumii numai când, când a fost război și capitol. Se ar putea reașezarea lumii fără război mondial? Eu spun că se poate fără război, că se putea fără război, desigur că putem, cum s-a spus despre primul război mondial, omenirea poate aluneca în război. Da. Dar vedeți că și dumneavoastră ați cercetat istoria foarte mult și se pare că din toate documentele pe care le găsim acum în arhive, la începutul primului război mondial, nimeni nu dorea războiul. Da. Și cu toate astea s-a ajuns la război. Există o logică a războiului? Există o logică a războiului care se autoalimentează. Problema acum însă este alta. Problema este că toată lumea vrea război. Da, pe asta vă întreb. Deci numai... Toată lumea vrea războiul. Nu am mai auzit cuvântul pace de mult. Nimeni nu mai spune. Dar nici măcar ONG-urile. Nu, absolut. Dar de ce? Dovedindu-se încă o dată că ONG-urile sunt artificiale. Păi stați, înainte de căderea comunismului, erau în Occident mișcări. Erau pilotate, erau sincere. Acele erau sincere. De ce? Sunt generații care nu au trăit războiul, nu înțeleg. Da, și asta este un adevăr, că foarte multe generații, mai recent, sau foarte multe generațiile mai recente, care nu numai că s-au născut după război, dar părinții lor s-au născut după război. Da, corect. Eu mai știu despre, de la părinții mei, de la bunicii mei, știu lucruri despre război. Da? Am avut rude în familie care au murit în război. Da. Și sigur că poveștile despre ele m-au influențat. Dar cei care nu au niciun fel de amintire a războiului, nu mai prețuiesc pacea. Pacea nu mai este un bun, să zic așa, prețuit. Și acum fiecare se uită la mușchii lui și zice, dar parcă aș putea să-mi rezolv problema și trăgându-i un par în cap celuilalt. Însă ceea ce uităm, deci asta mă frapează, dacă înainte de începutul primului război mondial, practic nimeni nu dorea război și până la urmă, în fine, s-a ajuns în război, la ora actuală toată lumea dorește război. Dacă în primul război mondial s-a intrat cu o tehnologie militară clasică, să spunem, de slabă eficiență. Dar cu totuși cu multe victime. Și care a produs și foarte multe victime, la ora actuală avem problema nucleară. Ori, din cauza asta eu spun, sigur, în al doilea război mondial, fără așa numitele arme de distrugere în masă, s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns. Până la urmă, Germania și aliații ei au fost înfrânți și li s-a impus o anumită soluție, o anumită ordine. Da. După care nemții cu imaginația lor, de asemenea cu planul Marshall, cu imaginația americanilor, au reușit să se ridice până la un anumit nivel de putere economică, dominant în Uniunea Europeană, dar nu dominant și la nivelul întregii emisfere nordice sau a spațiului euroatlantic, pentru că în continuare nemții, practic ne arată și astăzi, sunt sub dominație americană. Însă, la nivel european, nemții sigur că au ajuns să fie puterea numărul 1, cel puțin sub aspect economic. Acum suntem într-o altă situație. Acum avem arme de distrugere în masă și nu numai câteva state. De acum, tot mai multe state, ba chiar și organizații nestatale dispun de armament nuclear. Din cauza asta, eu nu cred că războiul este o soluție. Nu mai putem repeta experiența celui de-al doilea război mondial. Și două întrebări de final. Ce suntem? Război rece, război călduț, război ascuns? Cum se va defini asta? Suntem într-un război mondial care însă are mijloace aparte de exprimare, da, conforme cu mentalitățile și tehnologiile epocii noastre. Și atunci o să vină un numele conducere de partid și de stat. Noi ce să facem dacă deja lumea s-a împărțit?
În primul rând... Poți să stai acum să fii neutru? Vă întreb. Dar nu, neutralitatea este o iluzie, nu se poate. Mai ales că lumea nu înțelege. Nu e suficient. Neutralitatea și asta e un raport, să zic așa, juridic. În sensul că și neutralitatea trebuie agreată între mai mulți. Corect, și dacă să ți-o recunoască. Trebuie să fie recunoscută. Și cel care ți-o recunoaște, după aceea te controlează și spune, alo, păi nu ești neutru. Și eu spun, ba, sunt neutru, uite, a, nu, trebuie să faci altfel. Deci, practic, te controlează nu numai așa ca la școală, să te întrebi și să-i dai răspunsuri, ci îți controlează politicile. Deci trebuie discutat mult despre neutralitate cu cei care cred că asta e soluția miraculoasă. Nu, neutri nu putem fi. Însă, de asemenea, nu trebuie să fim izolați. Însă, eu spun așa, dacă intrăm într-o alianță, trebuie să ne folosim calitatea de membri pentru a influența politica acelei alianțe. Și fiind în acea alianță, trebuie să menținem canale deschise cu cei din afara alianței, astfel încât să-i putem influența și pe ei, pentru că toți cei din afara unei alianțe și care se opun acelei alianțe au nevoie în interior, nu așa de cai troieni, dar nu, au nevoie de interlocutori, de oameni, de canale de comunicare. Și noi puteam? Sigur că și de puteam ce? Și putem în continuare. Putem, ce să spun. Și eu fac chestia asta, privat, ca să zic așa, că m-ați întrebat... cum aș califica, știu eu, funcția mea sau poziția mea actuală. O funcție autoasumată, dacă vreți, și care funcționează, din păcate. Ăștia vă consultă de la putere. Din păcate, dacă am avea o comunicare, dacă eu aș avea o comunicare cu guvernul României la fel de bună precum o am cu interlocutori din străinătate, probabil că și am putea găsi niște soluții mai fericite pentru România. Da. Dar, deocamdată, cei... Potrivit protocolului, trebuie să vă dau... Este editorialele mele din 90, un an fascinant, sunteți de acord? O, sigur. O să iasă și din 91, numai 90-96, după asta nu mai. Că am scris în fiecare zi. Și ați fost, spuneți-mi, vorbiți, ați fost la Viena acum sau erați prin Skype? Acum vreo 2 ani sau 3 ani, înainte sau cam în perioada în care a început pandemia, cred că nu mai mi-aduc aminte exact, puțin înainte, împreună cu mai mulți foști lideri ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, am lansat un apel la acțiune pentru reforma acestei organizații. În momentul acela, vreau să vă spun că niciuna dintre structurile organizației nu mai avea șef. Pentru că nu mai erau capabili, nu au mai fost capabili să se înțeleagă asupra șefului, celor care să conducă diverse instituții. Organizații foarte bine gândită și foarte bine structurată nu au mai putut avea conducători. Vă dați seama cum funcționa. Era un aspect. Ce se întâmplă în Ucraina este un alt aspect al eșecului, o altă probă a eșecului. Și atunci am zis să fac o anumită reformă și sau miniștrii de externe din țările respective, din țările membre, au zis, da, e o idee bună, mergeți înainte, și s-au creat niște structuri, niște grupuri de lucru, sau un grup de lucru care încearcă să găsească niște căi, deocamdată trebuie să ne limpezim, mai întâi să ne răcim mai întâi să termine războiul. Mintea și sperăm, mă rog, să vedem dacă se termine războiul. Asta este dedicația, poftiți, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. A fost fascinant, mai facem o dată, dar emisiuni din acestea, nu de personalitate, când se mai întâmplă, dacă nu începe războiul. Dar, dacă nu cade, dacă ne cade bomba în sufragerie sau în bucătărie, am scăpat de orice griji. Cade în grădină, ne mai putem întâlni ca să vedem unde ne adăpostim. Mulțumesc, stimați telespectatori. Ne revedem marțea viitoare la aceeași oră.